Astăzi, Ministerul Sănătății anunță 65 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. În spitalele din țară sunt internați 737 de pacienți, dintre care 111 se află în stare extrem de gravă, iar 16 sunt conectați la aparate de respirație asistată. Cu regret, astăzi au fost răpuși de COVID 5 moldoveni. În tratament la domiciliu se află peste 1000 de persoane. Menționăm că bilanțul general al cazurilor de COVID-19 în țara noastră a depășit cifra de 255.000. În continuare, 42% dintre cazuri sunt înregistrate în municipiul Chișinău. Ca și la nivel de țară, în capitală, infectările scad pe zi ce trece, iar în cazul în care cotele vor fi minime, autoritățile municipiului vor anunța relaxări. Am ajuns la 106.257 de cazuri recuperați, 103.136 de pacienți. În tratament la domiciliu cu forme ușoare ale infecției COVID, de la începutul pandemiei au fost înregistrate 75.111 pacienți. În ziua de raportare, sub supraveghere, sunt 352 de pacienți. În Chișinău, unde ajung cei mai mulți pacienți cu noul coronavirus, capacitatea totală de spitalizare este de 752 de paturi și 100 de triaj. La ziua de ieri erau internați în spitalele municipale 141 de pacienți confirmați, dintre care 21 pacienți în stare foarte gravă, 63 pacienți în stare gravă, 54 în stare medie. Totodată, din 150 de instituții de învățământ primar și secundar din capitală, la ora actuală 12 elevi sunt confirmați. Angajați bolnavi, cadre didactice 4, inclusiv cazuri noi 1, cadre nedidactice 1, cazuri noi 0. În autoizolare avem 3 cadre didactice și 134 de elevi. În autoizolare a fost plasată o clasă de elevi. Iar din cele 168 de grădinițe din municipiu, un copil a fost confirmat săptămâna trecută. În autoizolare se află 56 de copii. Din fericire, în carantină nu se află nicio instituție preșcolară. Menționăm că din data de 21 mai, Chișinăul a trecut din codul roșu în cel portocaliu privind infecția cu SARS-CoV-2.